Dragoste criminale la Călăraș, o femeie de 33 de ani ar putea ajunge după gratii după ce și-ar fi ucis concubinul în timpul unei bătăi. Totul s-a întâmplat în seara de 25 ianuarie în localitatea Sipoteni. Poliția a fost alertată de către o vecină care a relatat că a văzut-o pe femeie în stradă cu o mulțime de vânătăi și tăieturi. La fața locului a venit poliția și ambulanța. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Călăraș Cristina Vicola a declarat că aproximativ la jumătate seara Bănuita de 33 de ani fiind în stare de ebrietate ar fi inițiat un conflict cu iubitul ei de 48 de ani. Bărbatul s-ar fi enervat și intenționa să dea foc locuinței. Ca să-l oprească, femeia ar fi sărit la el la bătaie. În timpul conflictului, bărbatul i-a tras câțiva pumni în față și i-a aplicat o plagă în regiunea ochiului drept cu un cuțit de bucătărie. În acel moment, femeia a reușit să-i smulgă cuțitul din mână și să-i înfibgă în piept. La scurt timp, bărbatul de 48 de ani a decedat. La moment, suspecta este reținută pentru 72 de ore. Alte circumstanțe se stabilesc.